Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn, etalare pentru iunie aproximativ. 8 iunie, 8 iulie dacă vreți, dar nu uitați că totuși la nivel divin calendare nu există ca aici pe pământ. Timpul e mult mai fluid. Din mesaje în plus, din seria energiei generale, aveți consilierul sau un soi de valet de cupe, valet de cupe, cavaler de cupe și la capătul setului de cărți integritatea și 9 de cupe și aș spune înțeleptul, asul de monede. Ori, unii dintre voi, pentru că știu că sunt și capricorni educați, educați și care investesc în transformarea și creșterea lor personală și spirituală, consiliați, unii dintre voi consiliați pe cei care vin la voi în chestiuni care țin de integritate, de dragoste și stimă față de noi, de ei, de sine. Aveți o natură înțeleaptă și această natură înțeleaptă și aceste viziuni speciale căpătate prin experiență de viață, prin educație, prin citire, prin eu știu ce mai fi, prin studiu, vă pot ajuta să manifestați un nou proiect, eventual un nou job sau pur și simplu un soi de stabilitate financiară, dar și emoțională și intelectuală. Interesant, pământ, apă, aer. Da? E această triadă foarte importantă. Trup, minte, suflet. Vă stabilizați unii dintre voi sau lucrând la această stabilizare a voastră, puteți să-i consiliați și pe alții. Alții trebuie să mergeți la o consiliere, trebuie să comunicați cu cineva niște chestiuni care țin de emoții, trebuie să vă conectați la intuiția voastră și să investiți în transformarea voastră personală. La capătul setului de cărți aveți alt mesaj, Luna. Regina de bătaie, 4 de spade și 10 de spade. Și ce văzusem, parcă văzusem lumea. Așa, și lumea. Posibil o comunicare la distanță cu cineva, peste hotare, cu 8 de bâte și lumea. Aș spune că se încheie un capitol în această comunicare cu cineva, se încheie, pentru că există prea multă durere, prea multă confuzie, prea multă lipsă de activitate. Atracție este. Dar degeaba e atracție dacă e atâta confuzie și pasivitate, posibil și din cauza distanței. Și atunci acestea două, luna și patru de spade, atrag cu toată pasiunea și atracția care este, atrag acest sentiment de durere, de trădare, probabil trădare al așteptărilor. Însă, e un ciclu dureros la care trebuie să renunțați. Poate unii dintre voi încheiați un ciclu în care, repet, dureros, față de cineva, mamă sau mama copiilor voștri, o persoană cu marcaj puternic în semn de foc, berbec, leu, săgetător sau pești, rac, scorpion. Poate să fie și semn de aer, am dat, în primul rând, acestea două, acestea sunt puternice, dar ideea este că spadele arată încheierea cu lumea, iar încheierea acestor probleme. Poate vă reconsiderați relația, dar dacă a fost ceva dureros, sentimentul ăsta de neînțelegere, de trădare, repet, se încheie și poate se transformă relația, nu știu, vom vedea. Hai să vedem. Nu, acestea. Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Capricorn. Energie generală în această perioadă. Nu sunt multe. O carte. Maxim două. O carte. Pentru Capricorni. Carte. Energia generală în această perioadă. Generală. Capricorn,
Capricorn, soarele va veni să ascende nodul nord în Capricorn, iunie, iulie, aproximativ. Hai, hai. Așteptăm să pice, deși am putea să luăm, pentru că spiritul ne ghidează prin mai multe tehnici, nu e o singură tehnică. Interesant. Pământ și cer. Precum în cer, așa și pe pământ. La capătul setului de cărți, tatăl, sau mai bine zis împăratul. Asul de cupe, asul de băte, wow! Să înțeleg că o nouă pasiune e pe cale să apară în viața voastră? În această călătorie a voastră către înțelepciune, către lumină, către destinul vostru, o nouă pasiune sau poate o nouă deschidere către dragoste, către lucruri care vă inspiră, vă aduc sentimentul de stabilitate? Posibil. Posibil. Vedem ce legătură au aceste mesaje cu cărțile care vor veni. Cer și pământ. Precum în cer, așa și pe pământ. Unii poate ați lucrat dintre, unii dintre voi ați lucrat la capitolul manifestare și ați încercat să creați în alte dimensiuni, în 5, în 6D, o altă viață, să zic, o altă... Da, ați lucrat la relațiile voastre, la voi înșivă, dar în altă dimensiune și acum începe să se manifeste în fizic, pe pământ, în 3D, lucrurile pe care le-ați manifestat în alte dimensiuni. Dar vom mai vedea ce alte mesaje vin, pentru că sunt interesanți așii aceia. Ah, Capricorn odată, de două ori. De trei ori. Tăiem și vedem. Iunie, iulie. Uite, regina de monede. Ați putea să fiți voi. Stabilitate. Poate că cineva vrea să vă fie alături sau voi vreți să fiți alături de cineva. Vedem. Vedem, vedem. Cavalerul de monede. Interesant. 10 de monede. De spade. Și 6 de bâte. Pământ, aer, foc. În trecut. Două energii total diferite. Probabil că au... Care era cuvântul? Collide. S-au intersectat la un moment dat. Una foarte înceată și chipzuită, alta foarte intensă, da? Și aș spune destul de iute. 6 de bâte este bătăios. Da? Vine din ce are în spate un 5, este bătăios, se bate cu concurența, are victoria, atrage atenția, este strălucitor, este plin de energie. Celălalt este mai ascuns, este mai chipzuit, mai ordonat, mai planificat. Două energii total diferite. S-au întâlnit la un moment dat, sunt doi cai, da? Două persoane cu caractere, repet, diferite, și au creat acest 10 de spade. Nepotrivire de caracter, aș spune. Nepotrivire de caracter undeva în trecut. Dar mai vedem și la clarificare ce apare. Mai vedem și la clarificare. În prezent, temperanța, că doar aveți aici o durere peste care trebuie să treceți, vindecare. Împăratul. Asul de cupe, iar apare împăratul și asul de cupe, vedeți? Asul de cupe, asul de foc. Și împăratul, interesant. Dacă continuați să vă vindecați și să vă mențineți echilibru, stabilitatea, principiile de viață, puteți atrage, să zic, o nouă dragoste. Dar, hai să mai vedem ce ar mai fi. Poate că unii dintre voi încercați să vă păstrați echilibru și sunteți între două energii asemănătoare, dar diferite. Una aduce dragoste, iubire,
Eventual și pasiune, pasiune, iubire. Alta aduce, sau tot emoțională ține de vindecare, de reținere. Oarecum seamănă temperanța cu cavalerul de monede, chipzuit, răbdător, care se abține, și celălalt foarte expresiv, o energie expresivă. Ar putea să fie în continuare aceeași relație care, neapărat o moartă, să zic, care să sugereze transformare, dar care ar putea să fie reformulată. Dacă aveți suficientă înțelepciune, că am vorbit, l-am văzut la un moment dat înțeleptul, da? Dacă vă duce să vă conciliați eventual, dacă sunteți într-o căsnicie în care sunt caractere diferite, puteți să vă păstrați, eu știu, poziția de tată, de soț, dacă lucrați. Temperanța. Dacă lucrați la felul în care vă exprimați, să zic, valoarea sau respectul față de cuplu, dacă lucrați la expresivitatea emoțiilor, din mesaje, dar o să vedem și la clarificare. În continuare, șapte de spade, judecata și 10 de monede. La mesajele pe care le-am transmis, se mai adaugă încă unul. Dacă în trecut a intervenit cineva în viața voastră într-un mod, a apărut, că nu intervine nimeni, apare în viața noastră pentru că face parte din karma, din, eu știu ce am stabilit noi să trăim în această viață, da? Dacă cineva a apărut în viața voastră, într-un mod mai, să zic, mai spectaculos, simt că ar putea să vină într-un viitor apropiat, să revină și să dorească să se împace cu voi. Voi acum va trebui să vă, în această perioadă, să învățați să vă mențineți echilibru, stabilitatea și în viitor, când va veni un personaj care vine, pleacă, vine, pleacă, să discerneți între ceea ce vreți să manifestați, ce s-a manifestat în trecut și stabilitatea la care lucrați acum. Împăratul apare în prezent și urmează și 10 de monede. Poate unii vreți să aveți o familie și n-ați putut avea cu cineva care a venit, a plecat, a venit, a plecat. Și atunci, în această perioadă, lucrați. Lucrați la vindecarea voastră, poate vă atrageți un alt personaj cu care puteți să aveți stabilitate. Și cam așa se întâmplă când începe să. Ah, vine să strănut. Să atrageți alt personaj care vă e potrivit, vine personajul din trecut să vă mai testeze încă o dată. Da, o să vedem și la clarificare. La capătul setului de cărți apare acest 4 de monede, Taur. Taur, Fecioară sau Capricorn, Rege de Spade și Asul de Monede. Am vorbit de transformare, de o moarte. O moarte, ori o moarte fizică în viața cuiva, suspectă a ieșit. Vreau să zic ciudată, secretă, secretoasă, stranie. O moarte stranie care a adus niște conflicte sau o transformare. Dacă nu e moarte fizică, este transformarea unor situații conflictuale, confuze, da? Transformarea acelei situații vă îndeamnă într-o nouă direcție, să vă reconstruiți viața, eventual. Poate în această reconstrucție trebuie să țineți cont de niște principii, de niște chestiuni legale. Dar astea sunt mesajele inițiale. Hai să complicăm povestea, existența, ca de obicei.
Hai să complicăm. Ce e acest cavaler de monede? În trecut. Pentru Capricorn, cavaler de monede. Clarificăm cavalerul de monede pentru Capricorn. Cavaler de monede. 5 de monede. Da. Pe de-o parte, dacă ați avut probleme de cuplu sau financiare, ați încercat cu răbdare să le depășiți. Poate ați lucrat la două joburi, ați lucrat, eu știu, a trebuit să jonglați între două case. În ce sens? Poate e casa părintească și casa voastră. Nu neapărat ne gândim la alte chestii, da? Două joburi, a trebuit să vă redresați financiar și ia să vedem de ce apare acest 10 de spade. Poate nici nu a trebuit să citesc imediat, a trebuit să aștept să pun toate cărțile și apoi să fac citirea. 10 de spade. Ah, interesant. Împărăteasa și regina de cupe. Regina de cupe, peștrac, scorpion sau taur sau balanță cu împărăteasa, ca așa vă place vouă să zic. Dar o femeie care v-a iubit sau pe care ați iubit-o, e energie feminină, aș spune femeie totuși, că sunt prea multe marcaje. Poate chiar o mamă, mama copilor voștri sau... Acolo ați încheiat acel... Ia dăm și pe 6 de bâte. Și cavalerul de cupe. E o relație de cuplu care scârția. O relație de cuplu cu probleme. Probleme emoționale, probleme financiare. Acolo energia feminină s-a simțit. Poate sunteți voi femei. Poate sunteți voi femei. Și acolo v-a simțit voi trădate. Dragostea voastră s-a simțit trădată pentru că n-a primit, eu știu, emoțional n-ați primit. Chiar dacă apare elemente de apă, balanță sau taură, oricine poate fi și împărăteasă, oricine poate fi regina de cupe, dacă aveți anumite planete, anumite aspecte. O energie feminină foarte... generoasă, din punct de vedere emoțional, foarte protectoare. Și posibil această energie feminină s-a simțit trădată, că nu s-a simțit înțeleasă. Poate soțul a fost prea preocupat pentru bani sau, eu știu, a avut drumuri de făcut, că am văzut lumea. Sau sunt multe motive pentru care această energie feminină nu s-a simțit împlinită. Poate a considerat că soțul cere prea multă atenție și nu oferă comunicare emoțională. Eu știu. E o energie feminină care se simte trădată. Puteți să fiți voi, doamnele din Capricorn, unele doamne, sau poate voi, Capricorni, ați avut de-a face cu cineva cu marcaj puternic, în rac, aș spune, pești, scorpion, sau chiar taur, care s-a simțit neînțeleasă. Capricornii, în general, se fixează pe muncă, știm bine. Dorința voastră de a oferi stabilitate financiară sau faptul că unul dintre voi, aș spune, fără supărare, energia masculină s-a manifestat prea încet în această construcție, în această stabilizare, echilibru, 5 spre 6, da? Echilibru practic în relație. Și asta a dus, să zic, sentimentul de durere, de neînțelegere, de trădare. Prea greu, prea greu. Au fost lupte, interesant, am deschis și apare 3 de spade. S-a simțit acest personaj, s-a simțit manipulat. S-au trădat, s-au neînțeles. Una zici și alta se înțelege. Aștepta prea mult în această... Din punctul lor de vedere, sau al vostru, am zis, este energie feminină care s-a simțit neînțeleasă. Eu așa văd.
Poate a considerat că energia masculină cere prea multă atenție, este prea... ori prea preocupat de bani, ori prea preocupat de imaginea publică. Una sau alta, sau poate amândouă, în fine. Clarificăm temperanța în prezent. Posibil să citesc, interesant, posibil să citesc pentru femei, nu știu, rămâne de văzut dacă rezonează și pentru bărbați Capricorn, dar posibil să citesc pentru femei. Temperanța, regele de băte și mai ce? Și patul de spade. Dar spune cu patul de spade chiar iar se vindecă temperanța, iar și ia timp de echilibrare emoțională. Dacă a fost o energie masculină, poate prea autoritară, dominatoare, dintr-un punct de vedere, să zic, energetic, probabil că aici trebuie să înțelegeți ceva, că tot apare împăratul, da? De două ori apare împăratul. Ne dăm și pe împărat. Clarificăm împăratul. Capricorn, Soare, Lună, Venus, Ascendent, November în Capricorn. Sunt trei. Lumea. Am zis, dacă ați avut un bărbat prea preocupat de carieră, care e interesant cu patru de spade și cu temperanța care își reține energia sexuală, da? Și o redirecționează în job sau în alte preocupări. Prea dominator ar putea să fie. Analizați acum rănile pe care le-ați simțit și vă, dacă, repet, dacă sunteți femei, vă vindecați de acest personaj. Poate să fie tată, poate să fie boss, șef, poate să fie pentru unele dintre voi soț sau partener de viață la un moment dat, iubit, împăratul. Da? Aș spune că încheiați capitolul. Aș spune că încheiați capitolul și învățați lecția. Lumea în poziția aceasta este o lecție învățată din punctul meu de vedere. Și începe să manifestați, eventual să studiați cum să vă echilibrați voi viața. Cu alte cuvinte, să nu mai depindeți financiar, dacă unele dintre voi ați depins financiar de prezența acestui bărbat. Interesant, poate mama, poate este... Pentru unii poate a murit cineva în viața voastră și mama voastră trebuie să învețe sau să-și refacă viața. Mama suferă din cauza unei alte morți, aș spune, a unui soț, a unui personaj care i-a oferit stabilitate. Și acela rămâne un capitol în urmă și trebuie, eventual poate copilul, interesant valetul de monede, trebuie să lucreze în două locuri ca să reconstruiască, să zic, viața de familie sau să o ajute și pe mamă și pe el, ceva de genul ăsta, sau ea. Văd multe, dar, repet, sunt, da. Unele dintre voi clar ați avut o căsnicie care v-a dezamăgit. Dar v-am dat deja destule variante. Vedeți unde sunteți. Dacă e vorba de o căsnicie în care nu v-ați simțit înțelese și încheiați acel capitol cu acel soț, sau dacă într-adevăr în familia voastră o femeie importantă, împărăteasa, regina de cupe, a pierdut un bărbat care oferea un anume tip de stabilitate. Și în această perioadă trebuie să-și recapete puterea și să-și reechilibreze viața.
Să înceapă un nou capitol. Pe forțele sale. Are opțiuni. Aveți, întotdeauna avem opțiuni, trebuie doar să le vedem. Asul de cupe. Asul de cupe. În prezent. A spune că unii vă vindecați, iar revin, vă vindecați de o figură, de o energie masculină, bărbați, femei, nu știu ce sunteți, energie masculină dominatoare, împăratul și regele de pute. Apare încheiere de capitol, vindecare, echilibrare, consiliere, cum am zis mai devreme. Și asta înseamnă că, într-adevăr, unii chiar lucrați la manifestarea voastră în alte dimensiuni 5-6 și veți resimți în 3D, să zic, această lucrare. Deși n-a apărut steaua, dar. Interesant, Heaven. Poate cineva s-a dus la ceruri și acum pe pământ trebuie să vă descurcați singuri. Heaven and Earth. Un tată sau o figură stabilă, în fine. Sau poate chiar o mamă. Nu știu, pentru cineva s-a dus. Heaven, la ceruri. Da? Și cine a rămas, bărbat, femeie, trebuie să-și regăsească stabilitatea. Poate bărbatul trebuie să-și regăsească pasiunea și o nouă dragoste. Poate, chiar dacă sunteți femei, trebuie să fiți și femei și bărbați în casă, ceva de genul ăsta. E, ca de obicei la Capricorn, e karmă grea, dar asta vă face, știți voi, ce nu vă omoară vă face mai puternici. Și nu e doar pe voi și pe voi și pe noi, da? Ce nu ne omoară ne face mai puternici. Hai să vedem asul de cupe. Uf! Valetul de spade, 5 de cupe și 6 de spade. Urmăriți pe cineva care v-a adus multă dragoste în trecut. Dar acel personaj este foarte dezamăgit, iar, revin, personajul acela care oferi dragoste, poate energia emoțională, energia feminină, aș spune, energia feminină, iar revin aici, energia feminină care s-a simțit trădată, încă vibrează în jurul vostru. Poate că o urmăriți, poate că mai vorbiți din când în când, dar acel personaj, în mod special, repet, energie feminină, dacă vreți să fie femeie, vreți cum vreți, încă plânge ceva. Ori plânge pierderea cuiva, ori plânge pierderea relației, ori are sentimentul de trădare și încearcă să se detașeze emoțional. Dacă voi sunteți energii feminine, repet, vă detașați emoțional. Da? Vedeți cum confirmă cărțile, da? E un soare aici, as de bâte, interesant. Urmează să vă întâlniți cu un suflet pereche cu care veți fi fericite. Și până la sufletul pereche, poate că copiii cuiva, unuia dintre voi, vă dau încredere, vă susțin. Da. Puteți să manifestați ceva nou. Repet, energiile feminine care s-au simțit trădate, neînțelese. Că nu zice nimeni că v-a trădat cineva obligatoriu. Poate nu v-a înțeles pentru că a avut alt scop sau nu neapărat scop. Altă ambiție împăratul, acel rege, acel cavaler de monede vrea să ajungă rege, da, apoi împărat, da? Fiecare are pașii și, eu știu, planurile sale în viață. Și atunci energia feminină nu s-a simțit înțeleasă și atunci, na, tot sentimentul de trădare, da? Acum, dacă voi vă eliberați de acest trecut, de lacrimile acestea, de această pierdere fizică sau doar mentală, emoțională, manifestați magicianul cu răbdare sau mai bine zis, studiați în ce să investiți ca să vă echilibrați viața. Am zis că trebuie să vă reconstruiți. Trebuie să vă reconstruiți. Oh, 7 de spade. Poate sunteți bărbați care plângeți după o femeie. Oricine ar fi aici, e o chestiune de reconstrucție, aș spune. Ia, dăm 7 de spade. Și, dragii mei, reconstrucția poate să dureze ani de zile. 7 de spade, cavalerul de bâte. Of.
Ați avut o... Se pare că totuși unii capricorni, mai ales femei, să zic, ați avut în preajmă, ați avut de-a face cu un personaj care v-a mințit, aventuros, mare grijă dacă reapare. Cu dorința să o ia de la zero, să se împace cu voi, cum am zis mai devreme, nu renunți la mesajul ăsta pentru că arată cărțile, vedeți aici, da? Șapte de spade a fost clarificat, cel care vine, pleacă, ascunde, a fost clarificat cu cavalerul de bâte. Zero intră în zonă nemanifestată. Dacă le dați șansa, puteți să o luați de la zero, dar dacă dați șansa aventurierilor, celor care v-au mințit, nu știu dacă e cazul, nu știu, ia, judecata. Care înseamnă renaștere. Și e drăguț că vine sub 10 de spade judecata și sub împărat. Stabilizarea voastră, femei, bărbați, nu contează. Să fiți în putere, în autoritate, să nu mai lăsați pe nimeni să vă calce în picioare. Bărbați, femei, tineri, bătrâni, nu mă interesează. Ideea este că în viață trebuie să fim puternici. Cavalerul de spade, va veni acest personaj. Și vă va pune iar să alegeți, o să zică că și-a făcut planuri de viitor cu voi, să vă comunice cât stres, cât a plâns pentru voi și cât ține, după o perioadă de tăcere. Să spună că e nemulțumit în familie sau acolo la job sau în familia lor, eu știu. 10 de monede. O să aveți niște vești de la cineva, da. Cerce să renască ceva cu voi. 10 de monede, clarificăm 10 asta. De 10 voi clarifica de marele preot. Și regina de bâte. Și 10 de cupe și 3 de cupe și soarele. Eu aș spune așa, că aveți de ales între cei care vin, pleacă și cei care nu, cu care puteți construi stabilitate, oameni educați, în sensul că sunt și oameni educați care înșală, nu asta ar fi o problemă. Oameni cu. Există un potențial foarte bun în viitor, totuși 10 de monede, marele preot. Și aici, uite, numai cărți pozitive. Capricorn, nu aș spune, sau regina de monede, căsătorie fericită, întâlnire cu sufletul pereche, iar fericire, iar pasiune. E dăm o carte pe acest mare preot. Ambele pentru mine reprezintă căsnicie. Poate puteți să faceți casă cu altcineva. Poate, repet, vă găsiți un anume tip de succes prin credință. A, da, credință. Dacă aveți credință, vă puteți reconstrui familia, în sensul bun al cuvântului, dragii mei, când vorbesc de reconstrui familia sau stabilitatea sau abundența, nu mă refer să dați șanse partenerilor care sunt aventuroși, vin, pleacă și vă înșală. Nu, exclus, nu chestia asta. Nu. Asta nu este. Să acceptați ca cineva să vă înșele la infinit, asta nu. Doar pentru că așa zice religia, nu. Dar dacă aveți credință, puteți să manifestați abundență, stabilitate eventual cu altcineva sau această familie fericită, poate să fie chiar fără, eu știu, partenerii importanți, mamă, tată, dar cu copii, să creați atmosfera aceea de abundență, de bine, de... În fine, înțelegeți. Hai să vedem totuși, marele preot. Patru de cupe, interesant. Refuzați ofertele. Sunteți foarte, da, refuzați totuși ofertele acestea trecătoare. Mai dăm o carte pe patru de cupe în viitor. Da, e totuși. Da, eu cred că o să vină personajul acela mai rece în momentul în care vă separați de personajele care au vrut să vă domine. Dacă ați avut de-a face cu un narcisist, posibil să revină. E, vedeți cărțile? Posibil să revină.
voi aveți credință și țineți-vă, eu știu, de ceea ce investiți acum. Investiți, manifestați precauție, manifestați precauție, investiți cu grijă în anumite direcții care vă vor aduce abundență, dar, repet, trebuie să aveți credință. Și să nu mai primiți oamenii care, ia uitați, regele de spade, 7 de cupe, creează confuzii, sunteți o opțiune pentru ei. Opțiune pentru ei în condițiile în care poate au afaceri, poate au, eu știu, case, poate au, nu neapărat că vă înșală posibil, unii sunt și cele. Etalarea e pentru multe persoane, vedeți unde sunteți. Ideea este că dacă încheiați acest capitol, refuzați, ia uitați, 4 de cupe, blocați. Nu știu, ori personajul e căsătorit pentru unii dintre voi și voi vreți să vă transformați, vreți să intrați în autoritate, să fiți autonomi, bărbați, femei, nu contează. Refuzați oamenii care creează confuzii, care sunt prea autoritari, da? Lucrați la raiul vostru pe pământ, aș spune, cu 7 de monede. Aici este lucrătură în grădina voastră interioară, da? E un nou capitol pe care îl manifestați. Și v-am dat destule, să zic, variante. Da, puteți manifesta ceva nou. Urmează asul de spade, asul de monede, trezire spirituală, stabilitate. Dar nu uitați că va veni cineva din trecut. Aș spune personajul acesta care vine, pleacă. Și vă pune în postura în care o să vrea să renască judecata, cavalerul de spade, să vorbească cu voi. Eu zic, pentru că refuzul urmează după această convorbire, da? Întâlnire, convorbire, întâlnire strategică, convorbire, alegere și la un moment dat blocare acestei oferte. Ori personajul este căsătorit și vine sub formă de, da? Vă pune în poziția de opțiune și nu vreți, înțelegeți voi. Da. Că slavă Domnului, am abonați inteligenți. Da, vede, așa se întâmplă când clarifici, lucrurile se complică, dar la cum am spus până acum, am povestit genul acesta de experiențe, le întâlnim, să zic, le trăim toți la un moment dat. Măcar o dată în viață întâlnim o asemenea situație în care cineva nu ne înțelege, așteptările, dorința de dragoste, a regina de cupe și împărăteasa. Poate, repet, pentru cineva chiar a fost o pierdere a unei mame sau mama pierde soțul sau pe cineva care îi crea stabilitate și trebuie să se redreseze sau eventual celălalt copil cu valetul de monede trebuie să echilibreze. Povești de viață grele, intense. Doar aveți grijă să refuzați ofertele arătoase, dar arătoase cu cavalerul de bâte, dar care au strategii, da, vedeți, strategii dubioase în spate. Trebuie să discerneți bine. Trebuie să discerneți ce ascultați din vorbele unora. Doresc, hai să vedem sfatul. Vorbiți în manifestare, magicianul. Vorbiți în manifestare și gândiți cum să creați raiul pe pământ, da? Și repet, dacă cineva a plecat, asta e, pe pământ trebuie să vă continuați misiunea, da? Și mai dăm încă un sfat pentru unii dintre voi. Iar e complicat la Capricorni. Un sfat pentru Capricorni. Multe. Fiți umili, eventual, faceți-vă timp să respirați, să vă calmați, treceți prin tensiuni foarte mari, iar respirați, da? Eliberați-vă de blocaje, sunt multe lucruri de care trebuie să vă eliberați și să practicați gratitudinea.
Mulțumirea. Chiar dacă treceți prin situații, da, țineți-vă deschiși, inima deschisă. Chiar dacă treceți prin drame, transformări, pierderi, reconstrucții, rămâneți modești, plini de gratitudine față de Univers și lucrați foarte mult la această eliberare, da, de tensiune și de blocaje. Respirați. Iar e foarte important să respirați. Felul în care respirați, în care vorbiți, ca să puteți manifesta altceva. Ce precum în cer, așa și pe pământ. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!